frați și surori, scopul nostru nu e să vorbim în limbi. Acesta nu e un scop în sine. A vorbi în limbi este un semn că ai fost botezat cu Duhul Sfânt și sau poate fi un dar care tălmăcit capătă oficiul de profeție și aduce zidire bisericii. Dar ăsta nu e un scop în sine. Un scop în sine e să fii plin de puterea Domnului, un scop în sine este să fii la dispoziția Domnului și să-L slujești pe Dumnezeu. Dacă nu ajungi aici, la ce îți folosește doar să vorbești în limbi, dar să rămâi la fel de indiferent, la fel de nepăsător, la fel de nepunctual, la fel de neprezent la biserică, la fel de întreb, așa de ieftin e botezul cu Duhul Sfânt, încât nu face nicio diferență, ori mântuit, ori nemântuit, tot fumezi. Ori botezat, ori nebotezat, tot indiferent ești. Ascultă-mă un pic, ceva nu-i bine. Dacă valoarea botezului cu Duhul Sfânt s-a schimbat în secolul 21, noi trebuie să roșim și să spunem, nu trebuie să se schimbe, că există un singur Domn, o singură credință, un singur botez și o singură Evanghelie. Botezul cu Duhul Sfânt face omul din cel mult copil în credință, în duhovnicesc. Și când ești duhovnicesc, adică locuit de Duhul Sfânt, ești un alt om. Nu poți să știi că există rugăciune și să stai acasă dacă nu ești la lucru sau nu ești bolnav. Nu, nu, indiferent dacă ai 18 ani sau ai 50 sau 60 de ani, te mână Duhul. Dacă Duhul nu te mână, înseamnă că nu prea are cine. Oamenii ai lui Dumnezeu, umplerea cu Duhul Sfânt te transformă, te schimbă, te pune pe foc, te umple de pasiune. Nu mai ai liniște, în sensul că nu poți să nu participi la lucrările lui Dumnezeu. Uitați-vă în carte, Petru s-a ascuns înainte de botez ca să scape pielea, dar după botez a ieșit în piață și a predicat confruntativ, spunând primarilor, polițiștilor, armatei și cetățenilor și preoților și fariseilor, de care s-a ascuns mai înainte de botez. Și a spus așa, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei. De unde i-a venit îndrăzneala asta? Că mai înainte, în fața unei slușnice, a spus, I'm sorry, nu sunt eu, de frică. Și acum nu mai are niciun pic de frică.